Salut, eu sunt Alex, iar tu te uiți la Minutul BTC, momentul în care analizăm play-ul zilei pentru asset-ul Bitcoin. Hai să vedem ce a făcut data trecută. Ultima dată am zis așa, că aici era o zonă de rezistență și am putea targeta dacă face ruptura agresivă, putem să ne ducem până aici, pe unde era cercul ăsta, unde era point of control ăsta de la 45.920. S-a întâmplat chestia asta. La fel, am zis că dacă spargem suportul ăsta, că s-ar putea să-l retestăm și dacă îl spargem, putem să luăm, să ne ducem până la jumatea căderii, da? Jumătate dintre suportul ăsta și bottom, putem să ne ducem până la jumătate. La fel, și play-ul ăsta ar fi mers. De atunci, după ce și-a luat reject de la această jumătate, avem o creștere destul de susținută și hai să ștergem și să vedem la ce ne așteptăm astăzi. Deci avem următorul trend. Așa arată trendul nostru. Și pe partea de sus, dacă ar fi să mă uit, avem așa. A început să facă un rising wedge în partea asta. O să mă uit evident și dacă este un canal. Acest, da? Deci ăsta ar fi rising wedge-ul, o să-i marchez această zonă cu verde și această zonă cu alb de canal. Și de asemenea aflăm și la rezistență, da? La 47.673. Suntem pe 15 minute. Ne interesează dacă am vrea să facem long, da? Avem posibil target, da? Deci există, hai să și desenăm rapid, aici. Ia să măresc, să se vadă mai bine. Aici, da? În zona aceasta avem un order block de tip bearish. Deci prețul ar putea să ajungă până aici, de aici să se întâmple ceva. Eventual să mai coboare. Pe de altă parte poate să-ți rupă acest order block, să se ducă la last top de aici și să-ți lea suport să reacționeze invers. Vedem ce se întâmplă și dacă ne mai uităm după un alt order block, o să dăm pe 5 minute să vedem tot la fel din această instituțională. Aici. Aici ar fi următorul order block, în această zonă, 49.195, 48.643. Hai să o desenez rapid și pe aceasta. Doar așa ca să ne facem o idee. Ne întoarcem la 15 minute. Da? Și primul order block la care mă aștept să se întâmple ceva, dacă nu cădem din acest rising wedge, mă aștept aici, care e și confluență cu canalul de creștere, da? Mă aștept în zona asta de 48.664 până 49.121, zona asta să facă ceva. Probabil de aici să mergem în jos, da? Pe acest canal. Nu știu, probabil la lest aici ar fi, hai să desenăm și rezistența. Aici am zis că pe aici ar fi rezistența. Deci probabil cum aș aștepta, în cazul în care nu face ruptură de structură pe partea asta, hai să zicem, să mergem pe scenariul în care am rupt rezistența și mergem spre acest order block, da? Care e și partea superioară a canalului. Mergem până aici, da? Și de aici probabil o să vrea să retesteze acest suport. La fel de bine, poate să nu vrea să retesteze neapărat rezistența pe care a rupt-o și la fel de bine, după ce, dacă și-a reject din acest order block, putem să îl vedem pe aici, da? Cu un test. Și putem ori în această zonă, dacă s-a întâmplat chestia asta și ne-am luat reject în order block, am putea să targetăm un short pe canal, da? Până la baza canalului. Respectiv, am putea să ne mutăm stop loss-ul după aceea în partea de jos a canalului, nu știu, să zicem 48.369, da? Doar dacă se întâmplă lucrul ăsta. Așa și să încercăm să ne uităm la 47.682. Dacă ne luăm reject în această rezistență spartă, pe care să zicem că am luat-o suport, aș face long, la fel, aș face long către acest order block. Cum ai putea să joci? Sigur, chestia asta, ai trasa un Fibonacci, da? Să zicem că își ia reject din această rezistență pe care o ia suport. Și ca să faci scalping și oarecum să fii destul de safe, poți să te duci la golden pocket-ul ăsta din această cădere, dacă ar cădea aici. Să zicem că te duce până la 48.491, da? Aceasta ar fi valoare. Dacă și-ar lua reject de la mijlocul order block-ului și până ar reveni la rezistența spartă, care a devenit suport. Altă idee ar fi așa, dacă cădem din acest rising wedge, da? Adică am fi, nu știu, să zicem că o să am cădea aici, da? Care ar fi și
sub această rezistență, am putea să ne ducem, cred că, până la 46.700, da? Din nou, cu confirmare. Și ar fi cam mărimea canalului, da? Un pic mai puțin decât mărimea canalului, cam mărimea rising wedge-ului. Dacă vrei să fii un pic mai sigur, te orientezi spre jumătate din această mărime, da? Și mergi până acolo. Trendul este ascendent. Într-adevăr, se pot specula aceste căderi din rising wedge, respectiv order blocurile astea să mergi contra trend. Părerea mea este că un pic mai safe ar fi dacă se păstrează acest uptrend, da? Hai să ne uităm pe o oră. Aș zice că mai degrabă, deși canalul e destul de abrupt în momentul actual, mă aștept să se mai corecteze. Imediat ce se corectează, să zicem că ar deveni cam așa canalul, da? Aș merge în direcția de long. Da? Principalul order block la care mă aștept să existe o reacție mai importantă este aici. Este zona asta, 50.514. Să zicem, retrage, vine în această rezistență, ia reject, da? Care ar fi un pic mai jos de canal și smută canalul ascendent așa. Ai merge pe direcția trendului, da? Ai longat din canal. Trasezi după ce vine aici, să zicem, sau unde retrage, da? Dar tot la fel, într-un mod ascendent, fără să facă break in market structure pe o oră, adică să nu-ți rupă 46.717 momentan, deși el concret ar putea să îți retragă chiar și până la valoarea de 45.097, da? Dacă nu retrage până la acea valoare și doar urmează acest canal short term, ai putea să targetezi, să muți această linie după ce ai desenat-o și să zicem că ți-ai creat un canal ascendent, ceva de genul ăsta, da? Și te-ai duce până aproape de partea superioară a canalului. Cu mare atenție la order block-ul desenat anterior. Altfel, pe un longer play, fiind destul de impulsiv această mișcare, ce poți să faci este să aștepți această zonă, da? Să aștepți la Golden Pocket, să spui o alertă la Golden Pocket și să aștepți aici, da? Unde e și această consolidare, e o zonă destul de importantă și ai putea să aștepți aici. Da? Această zonă, nu știu când ar putea să retragă aici, da? Să zicem că ne luăm reject din acest punct, deși, să zicem, mergem și pe această premisă. Ne luăm reject din acest punct, aici ai putea să targetezi long, dacă și-a reject și te duci tot la fel într-un mod, deși long term, ca și scalping, te duci până la un 46.89, da? Deci te duce până la un 46.89. Cam așa, da? Acesta ar fi longul pe care l-ai aștepta. Pentru siguranță, absolut. El, în mod normal, poate, pe un val impulsiv, să ți se ducă mult mai mult. Ia să vedem cât s-ar duce. Dacă retrage această mișcare impulsivă aici, da? La 45.051, la zona asta, la Golden Pocket, ai putea să te uiți la un 49.644. Bineînțeles, depinde când își ia reject. Eu fac acum un exemplu, fix ca și cum și-ar lua reject din această rezistență, da? Să zicem că nu mai urcă din această rezistență. Momentan nu sunt neapărat semne de îngrijorare, nu am făcut nicio ruptură de structură nici pe 5 și nici pe 15.000. Ruptura de structură ar fi însemnat să facă un lower low, da? Sub acest nivel. Nu știu, eventual chiar poate să se ducă până la această consolidare și până să-și ia reject în structură în partea de sus, da? Să nu se ducă până la stop. Ăsta, de exemplu, nu a fost o ruptură de structură de aici. Adică a fost o ipoteză, dar l-a luat ca și suport în partea asta. Deci, pe chestia asta m-aș axa. Ok, cam atât pentru astăzi. Eu am fost Alex, spor la trading, te-am salutat!